În data de 13 iunie, oamenii legii au desfășurat verificări la punctul de lucru al unei societăți comerciale ce are ca obiectiv de activitate transportul în comun al persoanelor. În cadrul acțiunii au fost verificate normele de protecție a mediului, existența autorizației RAR și autorizațiile ISCIR. În urma verificărilor efectuate au fost aplicate trei sancțiuni contravenționale în valoare de 72.000 de lei. Pentru lipsa autorizației reare, nedeținerea unui contract de prestări servicii publice pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere, precum și pentru nedepozitarea uleiurilor uzate în spații și recipiente adecvate. Totodată au fost identificate mai multe elevatoare manuale și mecanice pentru care nu există autorizație. De asemenea, 16 camere de supraveghere video au fost montate și puse în funcțiune de o societate comercială care nu deține licență în funcționare în acest domeniu. Prin aceste acțiuni se urmărește asigurarea respectării normelor legale, protecția mediului și garantarea siguranței publice.